Bună ziua, stimați reprezentanți a mass media, onorat publicul. Astăzi avem deosebită plăcere să fim prezenți la evenimentul de recepționare a suportului care este oferit pentru Republica Moldova în cadrul proiectului Acțiune Comună Uniunea Europeană Organizația Mondială a Sănătății de susținere a vaccinării împotriva COVID-19. Suntem la o distanță de 2 ani de când lumea este profund afectată de pandemia provocată de COVID-19 și la această etapă avem în mâinile noastre un instrument foarte eficient, o soluție foarte eficientă, vorbim despre vaccinare, care rămâne să fie cea mai bună soluție pentru a depăși pandemia prin COVID-19. Noi dispunem de suficiente dovezi că vaccinurile, inclusiv toate vaccinuri care sunt disponibile în Republica Moldova, oferă protecție eficientă împotriva cazurilor severe, împotriva spitalizărilor, împotriva deceselor provocate de COVID-19. Există o legătură clară între nivelul de vaccinare, acoperire vaccinală și riscul de deces și spitalizare. Cu cât nivelul de vaccinare este mai înalt, cu atât riscul de a face o boală severă sau riscul de deces este mai redus. Prin urmare, vaccinarea rămâne să fie prioritate majoră în asigura controlul pandemiei COVID-19. Ce realizăm și ce reușim să realizăm în acest sens în Republica Moldova? La ora actuală, din luna martie 21, când a fost dat startul campaniei de imunizare împotriva COVID-19 în Moldova, până la ora actuală au fost administrate peste 1.700.000 doze de vaccin. La fel, la ora actuală în Republica Moldova avem mai mult de 970.000 de persoane cu schema completă de vaccinare. Deja avem administrate peste 62.000 de doze booster, la fel în cadrul campaniei de imunizare. Vorbind de acoperire vaccinală, astăzi am atins un nivel de circa 30% în populația generală, ceea ce demonstrează că mai avem de depus eforturi considerabile pentru a atinge ținta de 70%. În acest efort, alături de noi, alături de Ministerul Sănătății, alături de Guvernul Republicii Moldova, avem parteneri fideli, precum este Uniunea Europeană, precum este Organizația Mondială a Sănătății, care oferă un sprijin constant și valoros pentru a realiza campania noastră de vaccinare. Am vorbit anterior despre numărul de doze care au fost administrate și asigurarea cu vaccinul cu certitudine este acel element obligatoriu, element indispensabil a unei campanii de imunizare, dar nici pe aproape unul suficient. Pentru o campanie de imunizare reușită, avem nevoie de implicarea prestatorilor de servicii medicale, vorbim de medici de familie, vorbim de lucrători medicali, care nemijlocit asigură ca vaccinurile respective să fie disponibile, să existe în centrele de vaccinare și să fie administrate în condiții sigure pentru toate persoanele. În acest sens este foarte important cum dotăm aceste instituții medicale, ce suport oferim pentru medicii nemijlocit implicați în campania de imunizare și suportul care este oferit în cadrul evenimentului de astăzi, anume oferă această posibilitate. Datorită sprijinului pe care îl recepționăm cu mare gratitudine și recunoștință față de partenerii astăzi, vom asigura că echipele de vaccinare în cadrul asistenței medicale primare vor fi dotate cu tehnica electronică necesară pentru a asigura acest proces de vaccinare în cele mai bune condiții. Deci astăzi recepționăm un lot de 120 de laptopuri care vor merge către asistența medicală primară, la fel 120 unități de computere, calculatoare, care la fel sunt destinate pentru centrele de vaccinare. Avem 152 de televizoare care vor fi
vor asigura elementul de comunicare în cadrul instituțiilor medicale și vor fi direcționate către instituțiile spitalicești și o componentă la fel de importantă este asigurarea cu seturi a echipelor mobile de vaccinare. Cunoașteți că pe lângă centrele de vaccinare în cadrul instituțiilor medicale implicăm în campania de imunizare și echipele mobile. În acest sens, vin cu, din partea Ministerului Sănătății, vin cu cuvintele de recunoștință și mulțumire pentru partenerii noștri, pentru Uniunea Europeană, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, la fel pentru biroul de țară a Organizației Mondiale a Sănătății. Noi simțim sprijinul care este oferit pentru cetățenii Republicii Moldova, în primul rând. Noi simțim suportul vostru în eforturile Ministerului Sănătății de a pune capătul pandemiei COVID-19 și vă asigurăm că tot suportul oferit inclusiv astăzi va fi foarte binevenit pentru echipele noastre în campania de vaccinare. Și acum îmi permiteți să ofer cuvântul domnului Intauntas Baranauskas, care este șeful adjunct al Departamentului Operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene din Republica Moldova. Mulțumesc! Bună ziua! Dear State Secretary, dear Grbic, I am pleased today to be here today at this handover event. The European Union supports the Republic of Moldova in combating the COVID-19 pandemic. În primul rând, bună ziua, domnule secretar de stat și doamna Grbici. Sunt foarte bucuros să fiu prezent astăzi aici la acest eveniment de transmitere a asistenței către Republica Moldova. Uniunea Europeană întotdeauna a fost alături de Republica Moldova în lupta aceasta contra pandemiei. In 2021, the European Union has donated several lots of medical equipment to the Republic of Moldova. În anul 2021, Uniunea Europeană a donat mai multe loturi de asistență pentru Republica Moldova. And today, in order to reinforce the capacities of the health system and to support the vaccination process, we are delivering 120 laptops, 120 PCs for primary health system, 150 TV sets for hospitals and 1,100 sets of equipment, vest, bags, t-shirts for vaccination mobile team. Deci astăzi noi suntem aici pentru a veni cu un alt lot de asistență pentru a consolida capacitatea sistemului de sănătate din Republica Moldova. Venim cu 120 de laptopuri, 120 de computere de masă, 150 de televizoare și 1100 seturi de echipament personal, cum ar fi veste, mers și chipiuri pentru echipa mobilă de vaccinare. The equipment was procured by the World Health Organization from the funds allocated by the European Union. Tot echipamentul a fost procurat de Organizația Mondială a Sănătății din fondurile alocate de către Uniunea Europeană. As mentioned already, the European Union provided continued support to the Moldovan health system. This support was delivered thanks to three EU-funded projects, all of them being co-funded and implemented by WHO partners. Și după cum s-a menționat astăzi, Uniunea Europeană a venit cu sprijin continuu pe parcursul acestei pandemii pentru Republica Moldova prin intermediul a trei proiecte finanțate de Uniunea Europeană, toate fiind implementate cu succes împreună cu OMS. The European Union and the entire Team Europe will continue providing support to the medical personnel on the front line. Și Uniunea Europeană împreună cu echipa Europa va continua să ofere asistență tuturor celor din domeniul sănătății, special celor din prima linie. And considering that the pandemic is not yet over, I encourage everyone to get vaccinated, strictly respect the rules, keep physical distancing and use face masks correctly. Și ținând cont de faptul că pandemia încă nu a luat sfârșit, vreau să încurajez toată lumea să respecte regulile și să se vaccineze, să poartă măști, să păstreze distanța și igiena. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez le mulți ani și un an nou fericit. Mulțumesc mult domnul Baranauskas pentru sprijinul oferit Republicii Moldova, pentru acest sprijin generos. Și acum ofer cuvânt doamnei Miliana Grbic, care este reprezentantul OMS în Republica Moldova.
Bună ziua tuturor. It's a great pleasure to deliver this donation today, which will be used for disease monitoring and for informing public about protective measures. Este o plăcere foarte mare pentru mine astăzi să particip aici la donarea acestui lot de echipament pentru Republica Moldova, care va fi folosit pentru monitorizarea bolii și pentru informarea populației despre evoluția acesteia. It has been said already that this pandemic is not over, and this is true because in the WHO European region we see the highest infection rates since the beginning of the pandemic. S-a mai spus aici astăzi că nu a luat sfârșit încă această pandemie și este adevărat, deoarece noi știm că în toată regiunea OMS pe Europa noi vedem acum cele mai înalte niveluri de infectare cu acest virus. And there are several reasons for that, including that not enough people are being vaccinated, that measures, public health measures that we know work well are relaxed too soon, and of course we are experiencing new variants of the virus. Și pentru acest lucru există mai multe motive, sau câteva din acestea ar fi inclusiv faptul că nu avem un număr suficient de persoane care să fie vaccinate deja, în afară de această măsurile care sunt cunoscute ca fiind unele foarte eficiente în vederea stopării infectării cu acest virus, sunt relaxate prea devreme și în afară de aceasta toate măsurile nu sunt întotdeauna păstrate sau menținute. So more we let the virus circulate, more it will change. And indeed, we see this with new variants, with Delta and Omicron. Și noi știm că acest virus încă continuă să circule și vedem acest lucru sau răspândirea bolii tot mai mult din cauza variantelor noi, cum ar fi Delta și Omicron. But on a positive note, the latest report of the European Center for Disease Control and WHO says that almost 500,000 of lives of people aged 16 and over 60 have been saved since the rollout of vaccination. Dar totodată pe o notă pozitivă vreau să spun că Centrul European de Control al Bolilor a menționat sau a constatat în statistica sa că peste jumătate de milion de vieți a persoanelor cu vârsta de peste 16 ani și peste 60 de ani au fost salvate datorită vaccinării. So this clearly shows that vaccines work well. It also shows that public health measures work well as too. So the message here is for all to get vaccinated, not to give up wearing masks, not to give up avoiding crowded spaces and keeping physical distance, not to give up ventilating indoor spaces, keeping respiratory and hand hygiene, and staying at home when you do not feel well. Și, de fapt, aici este un mesaj foarte clar, că noi vedem foarte bine că vaccinarea cu adevărat funcționează și lucrează. Și toate măsurile de sănătate publică, la fel, sunt și ele eficiente. Și mesajul acum ar fi pentru toată lumea să continue să se vaccineze și să nu se dezică de toate măsurile care sunt recomandate pentru sănătate publică, cum ar fi purtarea măștii sau evitarea spațiilor aglomerate, ventilarea camerelor și la fel păstrarea igienei sau menținerea igienei mâinilor și respiratorii și să stăm acasă atunci când nu ne simțim prea bine. In Republica Moldova, indeed, we see these days decrease, lower numbers, fewer numbers of cases of COVID-19. But we have to be very cautious and we have to be aware that this is unstable situation, as less than 30% of general population has been vaccinated. În Republica Moldova, într-adevăr, în zilele acestea observăm un număr mai mic de cazuri de COVID înregistrate în fiecare zi, dar trebuie să fim foarte atenți, fiindcă situația actuală este una nestabilă încă, mai ales ținând cont de faptul că mai puțin de 30% din populația Republicii Moldova s-a vaccinat deja. Only 50% of those who are most at risk, and again, these are people that are aged 60 and over 60, are being vaccinated, and this is not enough. So this is the call to all to get vaccinated. Noi știm că doar aproximativ 50% din populația cu vârsta peste 60% care se consideră expuse unui risc mai înalt au fost vaccinați și acest lucru nu este suficient. De aceea vreau să încurajez toată lumea încă o dată și chem pe toți la vaccinare. I would like to thank the European Union and EU delegation to Moldova, Ministry of Health as well, for this continuous work throughout the year, joint work throughout the year.
for the race against the virus to protect the people of Moldova. Și vreau să mulțumesc încă o dată Uniunii Europeană și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și Ministerul Sănătății, pentru această activitate continuă pe parcursul anului și în această luptă contra pandemiei și în încercarea de a stopa această distribuire acesteia. And finally, I wish you to celebrate safe, to take care of your health, aveți grijă de sănătate, la mulți ani. Și în cei din urmă vreau să vă felicit și vă doresc să sărbătoriți sărbătorile aceste de iarnă în siguranță și să aveți grijă de sănătatea voastră. Mulțumesc mult, Miliana, și Organizației Mondiale Sănătății pentru faptul că rămâneți un partener fidel pentru Republica Moldova și pentru Ministerul Sănătății. Și cu adevărat, noi astăzi suntem într-o perioadă, poate cea mai așteptată perioadă a anului. Noi înțelegem cât de importante sunt tradițiile de sărbătoare, atât pentru familiile, cât și pentru copii. Noi înțelegem că cel mai de preț dar de Crăciun este atunci când toți din familie și toți dragi sunt sănătoși. Deci sănătatea rămâne să fie cel mai de preț dar. Iar putem oferi sănătatea rudilor și familiilor noastre, inclusiv prin faptul că îi încurajăm să se vaccineze. Îndemnul nostru rămâne în continuare să fiți vaccinați, să depunem acest efort, să mergeți la vaccinare, să acceptați, la fel să păstrați măsurile de sănătate publică care sunt importante atâta timp cât nu am asigurat un nivel corespunzător de vaccinare. Purtați masca de protecție, evitați întrunirile aglomerate, întrunirile cu mulți participanți. Aveți toată posibilitatea să asigurați că veți marca aceste sărbători în siguranță și noi venim în sprijinul și în suportul dumneavoastră. Vă urăm sărbători frumoase, cu sănătate și ne dorim să depășim în anul care vine, cu adevărat, să depășim această pandemie. Cu acest evenimentul de astăzi, ia sfârșit.